Compania de apă Old, prin antreprenorul care se ocupă de execuția lucrărilor, a finalizat investițiile de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare pe 16 străzi din municipiul Slatina. Aceste lucrări de investiții au făcut parte din proiectul cu finanțare europeană nerambursabilă, dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020. Contractul extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată, inclusiv surse apă existente în aglomerarea Slatinei, transmit reprezentanții companiei. Locuitorii se pot conecta la rețelele de alimentare cu apă și canalizare, deoarece lucrările au fost recepționate pe aceste străzi. Pentru branșarea sau racordarea imobilelor la rețelele de apă și canalizare sunt necesare documente atât pentru persoanele fizice cât și pentru cele juridice. Toate documentele necesare trebuie depuse la sediul Companiei de Apă Olt din strada Artileriei numărul 2 din municipiul Slatina.